din cauza obosirii. Din conducătura auto venind de departe, a fost implicat într-un accident rutier, tocmai din cauza faptului că a fost foarte obosit. Încercăm, dar în situația în care ne simțim obosiți, venim, conducem foarte mult. Ar fi foarte bine dacă mai avea cu noi un alt șofer. În situația în care nu există, ne oprim, ne obitim puțin. Nu plecăm, nu conducem foarte mult fără să ne odihnim. Riscăm să fim implicați în niște accidente rutiere extrem de grave și nu e caz. Cu toții ne dorim să ajungem cu bine acasă, da, ne-am simțit bine, ne-am relaxat, am ajuns acasă, toată lumea în regulă. Pentru că ne dorim să vă aduceți aminte de sfaturile noastre, noi avem ceva care este foarte important, poate pare puțin utilor, dar să vă aduceți aminte că cum a spus și colegul meu, atunci când vă simțiți obosit la volan, să țineți cont de niște lucruri foarte importante, da? Opriți pe dreapta asta, dacă nu fiți obosit, sau vă simțiți obosit, sau chiar să consumați produse care sunt câteva zile de bătăi. Nu vă siguranță, pentru că o sugestie pe care vă recomandăm dumneavoastră să aveți. Dar pentru că ne dorim să fim alături de dumneavoastră, nu prin intermediul amenzilor neapărat, ci prin intermediul sfatului. Pentru că vreți să prevenim. Da. Vă frumos că știm că sunteți foarte mult în trafic. Drumul național este o jumătate.